v-am regăsit, dragi telespectatori, și Hristos a înviat. Astăzi, când întreaga creștinătate celebrează sărbătoarea Învierii Mântuitorului nostru, a Domnului nostru Iisus Hristos, avem deosebita onoare de a urmări, împreună cu dumneavoastră, crâmpeie din Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Alături de echipa televiziunii române, avem bucuria de a vă însoți în acest parcurs liturgic de astăzi. Alături de mine se află colega mea, domnișoara doctorandă Alexandra Andereș, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Alexandra, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Sfânta Liturghie de astăzi, de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, este oficiată de înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei, arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de un sobor de preoți și diaconi ai Catedralei Mitropolitane și de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Răspunsurile la Sfânta Liturghie sunt date de corul Catedralei, dirijat de Părintele Profesor Universitar Dr. Vasile Stanciu, decanul facultății noastre de teologie. Am intrat în Sfânta Liturghie, observăm prezența diaconilor care cheamă, îndeamnă la rugăciune. Suntem într-un moment aniversar pentru creștinătate, un moment focalizat pe învierea Mântuitorului, pe celebrarea Învierii Mântuitorului. Astăzi vom asculta și cuvântul pe care înalt preasfințitul mitropolit Andrei l-a scris într-o pastorală pentru întreaga mitropolie. Vom asculta tâlcuirea Evangheliei care va fi citită astăzi, respectiv a Apostolului, și vă invităm să rămâneți alături de noi la această frumoasă slujbă a Sfintei Liturghii din Catedrala din Cluj-Napoca. Sfânta Liturghie din ziua Învierii are față de celelalte Sfinte Liturghii ale Sfântului Ioan Gură de Aur, care se celebrează de-a lungul întregului an bisericesc, o structură aparte. Toate aceste stihuri, toate aceste ziceri din psalmii vechi testamentari care anunță, de fapt, bucuria zilei Învierii, anunță perspectiva Învierii Mântuitorului Hristos din morți, însoțesc frumusețea textului liturgic. De aceea și acest imn al Învierii Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viața dărându-le, pe de o parte însoțesc și deschid Sfânta Liturghie. Să nu uităm că acest parcurs liturgic este de fapt o chemare spre o împărăție pe care Biserica o aduce permanent prin trăirea sa, prin provocarea sa față de întreaga societate, o împărăție despre care se vorbește încă de la prima chemare a liturgiei, și anume, binecuvântată este împărăția
a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Spre acest drum al împărăției, care în Sfânta Liturghie este întrupat, este actualizat pentru o clipă, această frumusețe pe care Biserica o numește a vremurilor din urmă sau eschatologică, o trăim, o experimentăm. De aceea, frumusețea cerilor și a rugăciunilor trebuie înțeleasă în acest context al unei mergeri, al unei apropieri de adevărata perspectivă pe care învierea o aduce. Să ascultăm aceste frumoase cântări și aceste rugăciuni care vor fi rostite în numele întregii biserici participante la liturghie de către diaconi. Să le ascultăm. Și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și toată lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos, diaconime, și pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Observăm în această rugăciune pe care diaconii o aduc înaintea bisericii un parcurs care cuprinde întreaga viață. În limbajul liturgic se numește rugăciune sau cerere, respectiv ectenie, Ectenia Mare, rugăciunea mare. Ce semnifică această rugăciune, această ectenie mare, Alexandra? Ectenia este un cuvânt grecesc care în limbaj liturgic înseamnă rugăciune stăruitoare. Se numește astfel fiindcă este alcătuită dintr-o suită de rugăciuni felurite, acestea fiind totodată de cerere și de mărturisire. Preotul își încheie cererea spunând Domnului să ne rugăm, iar poporul răspunde Doamne, miluiește. Cu alte cuvinte, acest strigăt, această cântare ca răspuns la cererile care se fac, la aceste rugăciuni, sunt importante pentru viața noastră. Este forma cea mai scurtă de rugăciune. Doamne, miluiește! Doamne, mântuiește! De aceea este foarte important să parcurgem și noi în viața cea de toate zilele această sferă a rugăciunii care ne scoate din viața personală și ne dă această conștiință că aparținem de fapt Bisericii lui Hristos, Bisericii lui Dumnezeu. Și cât de important este ca, participând la Sfânta Liturghie, fiecare persoană care este acolo în biserică să se roage. Spunea Arhimandritul Emilianos Simonopetritul că și o simplă rugăciune precum Doamne miluiește, spusă din inimă, face ca liturghia să devină mai puternică, rugăciunea liturghiei să devină mai profundă. Observăm că întotdeauna rugăciunile rostite de diaconi se fac din fața altarului. Ei îi aduc în rugăciune, de fapt, pe credincioși, sunt expresia rugăciunii credincioșilor. În numele tuturor credincioșilor se face această rugăciune. De aceea este
important să înțelegem solemnitatea momentului. Iată că rugăciunile se întregesc cu această cerere, cu această rugăciune ca Maica Domnului, mijlocitoarea împreună cu toți Sfinții și împreună cu întreaga Biserică la Hristos, este rugătoarea cu care noi și astăzi ne alăturăm lui Hristos, Arhiereul, care se aduce pe sine ca jertfă în prezența lui Dumnezeu și astăzi. Ne apropiem de primul dialog teologic, să spunem așa, al liturghiei. Este vorba de o rugăciune a antifonului întâi sau a cântării întâi, dar este o rugăciune rostită, o rugăciune cântată de către credincioși și să o ascultăm. Este focalizată pe învierea Mântuitorului din morți, dar în același timp cuprinde și cuvinte din Psalmul 65, un psalm al lui David. Să îl ascultăm. Ziceți lui Dumnezeu cât sunt de înfricoșătoare lucrurile tale, pentru mulțimea puterii tale minții vor ție vrăjmașii tăi. Tot pământul să se închine ție și să cânte ție, să cânte numelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cursul liturgic urmează o nouă rugăciune numită Ectenia Mică. De data aceasta, rugăciunea urmează acestei cântări teologice focalizate pe Mântuitorul care ne dă mântuirea. Pe acest drum liturgic, pe această expresie a vieții noastre focalizată pe liturgie, cel care ne dă puterea mântuirii este Însuși Hristos. Biserica, alături de Sfinți, alături de Maica Domnului, stau în rugăciune, se adresează lui Hristos cu nădejdea mântuirii, cu nădejdea miluirii. Pentru că biserica, să nu uităm, vine de la verbul a chema, iar biserica cheamă pe toți fiii ei în întreaga lume. Hristos vrea să ducă, cu alte cuvinte, întreaga lume în turma sa, în biserica sa.
În pildele lui Solomon se spune că înțelepciunea, adică Hristos, și-a trimis slugile care s-au suit pe un munte înalt să strige la toată lumea și să zică: veniți la mine toți cei neînțelepți, toți cei fără de înțelegere, ca să mâncați din pâinile mele și să beți din vinul meu. Urmează acum un alt dialog liturgic, un dialog care cuprinde cuvinte din Psalmul 66 și expresii legate de înviere, legate de învierea adusă de Hristos, care vor culmina cu acel imn teologic pe care biserica îl cântă, și anume: Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte. Să ascultăm acest frumos dialog liturgic în expresia cântului pe care corul din Catedrala Metropolitană îl aduce înaintea noastră. Să cunoaștem pe pământ calea ta, în toate neamurile mântuirea ta. Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Care, la fel ca și cea anterioară, se intitulează Ictenia Mică, este o rugăciune ce prefațează un alt dialog liturgic, și anume sunt cuvintele Psalmului 67, care sunt armonizate cu frumosul cânt Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Să ascultăm rugăciunile și frumoasele cântări care se rostesc. Ne unim pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Amin.
Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înviază Dumnezeu risipindu-se vrășmașii Lui și fugind de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cerul vorbite, viață dăruindu-ne. Precum se împrăștie fumul și nu mai este, precum se topește ceara de la fața focului. În aceste momente, în cadrul Sfintei Liturghii, preoții respectiv diaconii vor ieși prin ușile împărătești și vor aduce în fața sau în mijlocul poporului care asistă la Sfânta Liturghie, Sfânta Evanghelie. Sfânta Evanghelie dovedind și mărturisind prin aceasta că elementul central legat de Evanghelie este viața Mântuitorului Hristos. Evanghelia este adusă ca semn al prezenței Cuvântului Dumnezeu în lume, ca sens al întrupării sale, iar acest cuvânt al Evangheliei este ridicat înaintea tuturor, este celebrat de toți. De aceea, când se intră cu Sfânta Evanghelie în altar, cel care o va aduce, în cazul nostru este vorba de diacon, va rosti cu voce puternică înțelepciune, drepți, în sensul de a rămâne cu această verticalitate pe care o poate aduce Dumnezeu în viața noastră. Chiar după Nicolae Cabasila, înțelepciunea creștină din spațiul liturgic este capacitatea fiecărui participant de a-și limpezi gândurile și de a le concentra asupra a ceea ce spune și se face. Această atenționare se face de mai multe ori în curgerea Sfintei Liturghii, deoarece omenește vorbind, intervine uitarea, înstrăinarea. Pe nesimțite, gândurile sunt furate de alte zone ale intelectului, lăsând în urmele un vid duhovnicesc. Intervenția repetată a preotului are menirea unei chemări la restabilirea normalității. În absența acestei normalități, participantul liturgic devine un simplu spectator. Iată că în acest moment festiv, am putea să spunem, aducerea Sfintei Evanghelii pe masa altarului pe care se va celebra și jertfa euharistică, este însoțit de binecuvântarea pe care mitropolitul o dă întregului popor participant la Sfânta Liturghie, tuturor celor care coliturisesc sau liturghisesc împreună cu cei care săvârșesc Sfânta Liturghie. Este un moment important deoarece acum și mitropolitul va intra împreună cu ceilalți preoți în Sfântul Altar. Bineînțeles că elementul în jurul căruia se săvârșește întreg ritualul este prezența lui Hristos, întruchipat în aceste momente prin Sfânta Evanghelie, dar și prin prezența episcopului, respectiv a mitropolitului, care intră în Sfântul Altar. Este Duminica Învierii și de aceea astăzi vom avea un
cântec special, o cântare specială, care în loc de Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, nu-i așa cântarea îngerilor pe care noi avem relatată și în cartea Isaia a Vechiului Testament, astăzi se va cânta unul dintre cuvintele pe care Sfântul Apostol Pavel le amintește în scrierile sale, și anume, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Cuvinte care, prin celebrarea lor, prin rostirea lor, aduc aminte, ne aduc aminte importanța faptului că Sfânta Liturghie, rugăciunea pe care Biserica o face permanent în viața oamenilor credincioși, cheamă de fapt la o viață nouă, la o înnoire. De aceea toți cei care am trecut prin această poartă a intrării în prezența lui Dumnezeu, și anume taina Sfântului Botez, este de fapt o intrare și o unire cu Hristos. A fi îmbrăcați cu Hristos înseamnă a arăta viața cea nouă, o viață morală, o viață trăită în frumusețe, în prezența celorlalți. Botezul creștinului simbolizează identificarea cu moartea Domnului Iisus, adică moartea pentru felul păcătos de viețuire în care am trăit altădată. Apostolul Pavel scrie: noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Romani 6:4. Viața nouă, viața trăită în ascultare de Dumnezeu, are în centrul ei învierea împreună cu Hristos. Tocmai această sărbătoare ne aduce aminte, pe ea, această sărbătoare de fapt o celebrăm în fiecare duminică, o celebrăm de fapt în fiecare zi, dar atunci când răscumpărăm întregul an din perspectiva timpului liturgic, noi de fapt ne aducem aminte și trăim, experimentăm din nou această frumusețe a iertării pe care Dumnezeu ne-o aduce prin învierea lui Hristos. Să ascultăm frumosul dialog liturgic care urmează. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Doamne, thank you.
vecii vecilor. Aceste cântări liturgice au rolul de a ne conștientiza legat de viața, de a ne conștientiza viața pe care noi o avem primită în Hristos. Rolul lor nu este doar strict cultic, ci au menirea de a ne readuce în minte și în inimă chemarea pe care noi o avem în această viață. Taina Sfântului Botez nu este un ritual simplu. El poartă o realitate despre care Biserica vorbește. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a zidit-o dreapta Ta și o desăvârșește pe ea. Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a zădit-o dreapta Ta și o desăvârșește pe ea. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a zidit-o dreapta Ta și o desăvârșește. Observăm dimensiunea rugăciunii pe care o face în prezent mitropolitul. Doamne, Doamne, cercetează lumea aceasta. Iată, rugăciunea bisericii nu se adresează, nu rămâne în spațiul bisericii, ci este pentru întreaga lume. Și cuvântul care descrie cel mai frumos această chemare de schimbare a întregii lumi este cel al desăvârșirii. Într-adevăr, rugăciunea care se face și în acest moment liturgic vizează întreaga lume cu toate problemele ei, cu toate frământările ei, cu toate durerile, cu toate zbaterile ei. Ea este adusă acum înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, iar șansa schimbării ei este exact de la imnul care se cântă în prezent, căci în Hristos v-ați botezat. Cu alte cuvinte, este vorba de biserică, de cei care sunt creștini. În Hristos v-ați și îmbrăcat. Cu alte cuvinte, schimbarea este posibilă, se vede din pricina trăirii pe care biserica trebuie să o aibă în prezența lui Dumnezeu. Iar ca să știm cum anume să trăim, urmează acum două pericope. Pe de o parte este pericopa din Faptele Apostolilor, toată această perioadă până la cincizecime, se va citi pe rând fiecare text din Cartea Faptele Apostolilor, iar pe urmă vom asculta și prima pericopă din Evanghelia după Ioan. Să ascultăm cele două texte, după care în Preasfințitul Mitropolit ne va împărtăși meditația dânsului cu privire la semnificația acestei sărbători. Să le ascultăm. În cartea cea dintâi am scris, o Teofile, despre toate cele ce a început Iisus a face și a învăța,
până în ziua în care s-a înălțat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales, cărora s-a și înfățișat pe sine viu după pătimirea sa, prin multe semne doveditoare, arătându-li se timp de 40 de zile și vorbindu-le cele despre împărăția lui Dumnezeu. Și fiind împreună cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui, pe care a zis el: ați auzit-o de la mine, că Ioan a botezat cu apă, iar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile. Iar ei, adunându-se, l-au întrebat, zicând: Doamne, oare în acest timp vei așeza tu la loc împărăția lui Israel? Iar el le-a zis: nu este al vostru a ști anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa, ci veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeia și în Samaria și până la marginea pământului. Pace ție, celui ce-ai bine vestit, și Duhului tău. Sionul, că vremea este să-l miluiești pe el. Aleluia, aleluia. Observăm că dialogul liturgic este între clerici și laici. Observăm că citirea apostolului se face de obicei de către unul dintre laici, iar citirea Evangheliei se face de către un reprezentant al clericilor. În cazul nostru este un diacon care va citi Sfânta Evanghelie din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, primele 17 versete. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Său, apostol și evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei preiubitului său fiu, Domnul nostru, Iisus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul vostru. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Început era cuvântul
și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era într-un început la Dumnezeu, toate prin El s-au făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Pentru El era viața. Observăm că citirea Evangheliei din ziua Învierii este însoțită în mod public de această frumoasă combinație între citire și prezența clopotului, prezența care anunță starea de rugăciune, starea de sărbătoare. De aceea se fac aceste întreruperi între stihurile sau între versurile cuvântului sfânt. Iar numele lui era Ioan, acesta a venit spre mărturie ca să mărturisească despre lumină, ca toți să creadă prin el. Nu el era lumina, ci ca să mărturisească despre lumină. Cuvântul era lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul care vine în lume. În lume era și lumea prin el s-a făcut, dar nu lumea nu l-a cunoscut. Pentru ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit. Și celor câți l-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai Lui Dumnezeu. Care nu din sânge, nici din dorință trupească, nici din dorință bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Și cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca unuia născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan mărturisea despre el și striga zicând, acesta era despre care am zis, cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era. Și din plinătatea lui noi toți am luat și har peste har. Pentru că legea prin Moise s-a dat,
iar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Pace ție celui ce-ai bine vestit. Am ascultat cuvintele Evangheliei care se citește în praznicul sau la praznicul Învierii, cuvinte care vorbesc din perspectiva Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, atât despre un eveniment petrecut în istorie, dar și despre o dimensiune pe care noi o vedem dincolo de istorie. Limbajul analogic pe care îl putem auzi, această frumoasă comparație pe care o face Ioan, ne deschide spre o cale de înțelegere altfel a realității în care trăim. Vom reveni la tâlcuirea acestui frumos text, acestei frumoase evanghelii, după ce vom asculta împreună cuvântul pe care înalt preasfințitul mitropolit Andrei îl va aduce înaintea noastră. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat! Preacuvioșii și preacucernici părinți, domnilor academicieni, onorate oficialități și iubiți frați și surori, vă voi citi și frățiilor voastre cuvântul pastoral pe care l-am trimis credincioșilor din toată arhiepiscopia noastră. Îl consider foarte actual și l-am intitulat așa: Icoană fereastră spre Raiul Învierii. După aceasta m-am uitat și iată, o ușă era deschisă în cer, Cartea Apocalipsei, capitolul 4, versetul 1. Omul vremurilor noastre a devenit dependent de imagine. Obsesia imaginii l-a subjugat totalmente. Petrece oare întregi în fața televizorului. Nu poate lăsa o singură zi să nu urmărească știrile, diferitele filme sau programe de divertisment. În același timp, calculatorul cu întrebuințările lui folositoare sau mai puțin folositoare i-a venit tovarăș de toată ziua. Navigarea pe internet îl captivează în așa măsură că nu mai are timp nici de comuniune cu cei din casă, nici de lectură, nici de sport, nici de plimbări în aer liber. Și ca să-l poată avea peste tot, apelează la un laptop sau la o tabletă. Mai nou, telefoanele mobile performante care au și internet îi oferă omului imagini și îl vezi butonând peste tot, pe stradă, în mașină, la masă sau în alte multe împrejurări. Și chiar dacă este în compania cuiva, el de fapt petrece într-o lume virtuală care îl subjugă. A devenit un pătimaș rob al imaginii, care poate fi bună sau rea. Iubiți frați și surori, imaginea bună în sensul absolut al cuvântului este icoana. Icoana este o fereastră înspre Raiul Învierii. Icoana este împărăția lui Dumnezeu deschisă lumii și lumea îndreptată spre împărăția lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Teologul, intrând pe ușa cea deschisă în cer, l-a văzut pe Domnul Hristos cel înviat, îmbrăcat în toată splendoarea, care i-a zis: nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă
și cel ce sunt viu. Am fost mort și iată sunt viu în vecii vecilor și am cheile morții și ale iadului. Icoanele Domnului Hristos, a Maicii Domnului și a Sfinților, constituie locul unei prezențe harice. Imaginile îi reprezintă așa cum sunt în rai, îmbrăcați în slavă. Întruparea Mântuitorului, spune Sfântul Pavel, constituie temeiul zugrăvirii icoanelor. Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura, scrie el în Epistola către Coloseni, în capitolul 1, versetul 15. Anul acesta, fiind unul omagial al icoanelor și al pictorilor bisericești, precizăm ce a hotărât Sinodul 7 ecumenic referitor la icoane. Citez: este permis și chiar util și bineplăcut lui Dumnezeu a face icoane religioase și a le venera, dar această venerare să nu fie numai cinstire, iar nu adorare. Deci aceasta se cuvine numai lui Dumnezeu. Apoi, cinstirea icoanelor este numai relativă, pentru că respectăm icoana numai pentru că ea reprezintă o persoană sfântă, pe Hristos. Deci cinstirea nu se adresează materiei icoanei și astfel ea nu este idolatrie. În consecință, este bine plăcută și cinstirea icoanelor Sfinților lui Hristos, ale Maicii Domnului, ale Sfinților Îngeri, ca și a Sfintelor Moaște și a Sfintei Cruci. Noi nu putem concepe biserica, spațiul sacru, care ne transpune în rai, fără icoane. Ar fi un spațiu pustiu. De fapt, nu putem accepta nici casele noastre fără icoane, care sunt, așa cum spuneam, fereste înspre raiul învierii. Zugrăvind icoanele, nu încălcăm porunca a doua a decalogului, pentru că Dumnezeu nu se contrazice pe sine, iar El, când îi poruncește lui Moise să ridice cortul mărturiei, îi zice să facă chipuri de heruvimi alese cu iscusință. Cartea Ieșirii, capitolul 26, versetul 1. Sfântul Ioan Damaschin ne învață că ne închinăm sfintelor icoane și sfinților ca unora ce sunt slăviți de Dumnezeu, ca unora ce sunt făcuți de Dumnezeu, temători potrivnicilor și binefăcători ai celor ce se apropie de ei cu credință. Nu ne închinăm lor ca unora care ar fi prin fire Dumnezei și binefăcători, ci ca unor servi și slujitori ai lui Dumnezeu. Icoanele sfinților care umplu biserica ne determină să ne simțim ca în cer. Părintele Boris Bobrinskoi, referindu-se la acest subiect, zice că tot timpul am vorbit despre icoană ca fereastră către împărăția cerurilor sau ca taină a împărăției. A vorbi despre împărăția cerurilor înseamnă întotdeauna a vorbi despre această împărăție care este prezentă, dar care în același timp va să vină, pe care o invocă. Dremăritor creștini, așa cum ne spune Sfânta Tradiție, prima icoană a Domnului Hristos și-a făcut-o El însuși, trimițându-o lui Avgar, regele Edesei, și tămăduindu-l de lepră. Așadar, icoanele nu numai că sunt ferestre spre raiul nemuririi, ci sunt și făcătoare de minuni. Imprimindu-și chipul pe o mahramă, a realizat această icoană nefăcută de mână pe care o sărbătorim la 16 august. La vecernia zilei îi zice Mântuitorului: ai închipuit icoana preacuratei feței tale și ai trimis-o credinciosului Avgar, care dorea să te vadă pe tine, cel de heruvim nevăzut după dumnezeire, ca văzând noi chipul tău, cel ce te-ai întrupat pentru noi și ai pătimit de voie, să ne aprindem de dragostea ta
pe care ai revărsat-o spre noi pentru mare mila ta. Tot potrivit tradiției, Sfântul Evanghelist Luca a pictat, puțin după cincizecime, primele trei icoane ale Maicii Domnului. Una aparține tipului numit Milostiva, alta de tipul Odighitria, iar cea de-a treia ar fi reprezentat-o pe Fecioara fără prunc. Multe icoane din lumea creștină, de la Athos și din alte părți, se revendică ca fiind pictate de Sfântul Luca. Desigur, nu se poate susține că aceste icoane au fost pictate chiar de mâna evanghelistului. Nimic din ce a pictat el nu ne-a parvenit, însă icoanele numite ale Sfântului Luca fac parte dintr-o tradiție căreia el îi furnizează prototipurile, fiind pictate după reproduceri ale originalelor Sfântului Luca. Și icoanele Maicii Domnului sunt ferestre înspre Raiul Învierii, pentru că Fecioara este prima făptură a genului uman care a atins deja, prin totală transfigurare a ființei sale, scopul rezervat oricărui creaturi. Ea a depășit deja granița timpului și a veșniciei și se află încă de pe acum în împărăția a cărei restaurare este așteptată de biserică odată cu a doua venire a lui Hristos. Multe icoane ale Născătoarei de Dumnezeu sunt făcătoare de minuni. Dacă ar fi să o pomenim pe cea de la Nicula, pe cele de la Athos și multe altele. Apoi, ferestre spre Rai, sunt și icoanele Sfinților. Sfântul Ioan Teologul ne spune, răpit fiind în Rai, că s-a uitat și iată mulțime multă, pe care nimeni nu putea să o numere, din tot neamul și semințiile și popoarele și limbile, stând înaintea tronului și înaintea mielului, îmbrăcați în veșmintea albe și având în mână ramuri de finic. Iubiți credincioși, chiar dacă icoana poate avea și o însemnătate istorică, estetică și arheologică, ea nu este un ornament, un tablou sau o reprezentare figurativă, ci comunicare vizuală a realității invizibile divine, manifestate în timp și spațiu. De aceea, contemplarea vizuală, ca și mărturisirea orală, sunt mesajul scris, are aceeași valoare pentru primirea misterului lui Dumnezeu revelat în istoria omenirii. Sfântul Siluan Atonitul, trecând printr-o teribilă criză sufletească și ajungând la ultima treaptă a deznădejdii, merge la biserică și abia rostește rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, că în dreapta ușilor împărătești, în locul icoanei Mântuitorului, îl vede pe Hristos cel viu. Întreaga sa ființă îi se umple de lumina Harului Sfântului Duh, în care recunoaște pe Domnul. Privirea sa blândă și infinit de bună, iradiind iertare, pace și bucurie, atrage irezistibil întreaga sa făptură. Așadar, icoana este locul unei prezențe harice și fereastră spre Raiul Învierii. Iubiți frați și surori, spuneam că omul contemporan a devenit rob imaginii. Dacă imaginea este bună, lucrurile sunt în ordine. Dar dacă imaginea este rea, păcătoasă sau indecentă, atunci este o problemă. Pentru că prin imagine intră dracul în suflet. Ori imaginile păcătoase pot fi oferite de televizor, de site-urile indecente de pe internet, de Facebook, și în felul acesta imaginea păcătoasă devine o fereastră spre iad.
Părintele profesor Ilie Moldovan, de pioasă amintire, subliniază modul pervers în care lucrează imaginația pe tărâm moral la toată lumea, dar mai ales la tineri. Pericolul cel mai de seamă pentru om constă tocmai în modul în care acționează imaginația lui pe tărâmul imoralității, întrucât aceasta pune stăpânire pe întreg interiorul lui. Iar după ce a căzut prada acestei caracatițe imaginative, nevoia lui de a-și astâmpăra setea de reprezentări indecente din cărți și reviste, desene și fotografii, de la televiziune și de pe internet, de pe stradă și de la discotecă, devine tot mai imperioasă. În cultura contemporană se pare că totul lucrează asupra imaginației. Urmarea? Imaginația devine o adevărată sursă de otravă, de neliniște și de dezorientare. Această patimă a dependenței de imagine, ca orice altă patimă, crește gradual și poate ajunge să te distrugă sufletește. Iar dacă provoacă păcate trupești, îți distruge și sănătatea. Pentru a ne fi sugestiv modul în care patima îl poate distruge pe om, vă relatez o povestire. Un om a cumpărat un răsat de plantă carnivoră. L-a plantat într-un ghiveci și se distra hrănindu-și planta cu mici insecte. Planta creștea și avea frunze grase și frumoase. Când îi aducea musculițe, deschidea cupa și le devora. Încet, încet a crescut și nu mai încăpea în ghiveci. A mutat-o într-un recipient mare. Nu se mai mulțumea cu insecte și a început să-i aducă mamifere, șoare și șobolani. A crescut atât de mare încât omul nu mai ajungea la cupa florii și avea nevoie de scară. Într-o zi, obosit de solicitările pe care îi le făcea planta, s-a urcat pe scară cu un hoit de animal în spate și punându-l în cupa florii, și-a scăpat și capul. Planta pe loc l-a înhățat și pe el și l-a devorat. Aceasta este patima. Începe cu lucruri mici și sfârșește prin a te distruge. Sunt și oameni de știință care atrag semnalul de alarmă și ne spun că vizionarea excesivă a televizorului și a internetului constituie un important factor în intensificarea stării de nervozitate, de agitație mentală, în slăbirea capacității de concentrare, în scăderea memoriei, în apariția stării de pasivitate și a plictiselii, a depresiilor, al turburărilor și de personalitate. Ce să mai zicem de urmările de natură morală? Imaginile păcătoase sunt o fereastră înspre iadul morții. Iubiți credincioși, prin cele relatate, n-aveam intenția să diabolizez televizorul sau internetul, pentru că la televizor sunt și emisiuni bune, iar de pe internet putem afla și lucruri folositoare. Doream un singur lucru, să fim cu discernământ, să nu ne robească imaginea, mai ales imaginea păcătoasă. Icoana, ca fereastră înspre raiul învierii, dă sufletului posibilitatea de a intra în legătură cu împărăția lui Dumnezeu. Imaginea păcătoasă, ca fereastră spre iadul morții, ne pângărește și ne distruge spiritual. De aceea am încercat în postul mare să ne curățim, să ne spovedim, să ne eliberăm de patim, ca acum la Paști să-L vedem pe Domnul Hristos îmbrăcat în toată splendoarea Lui. În slujba învierii subliniem acest lucru.
să ne curățim simțirile și să vedem pe Hristos strălucind cu neapropiata lumină a învierii și cântându-i cântare de biruință, lumina să-L auzim zicând, bucurați-vă! Folosindu-ne de cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, vă urăm să vă bucurați de acest praznic frumos și luminos, să petrece sărbătorile cu liniște de plină și-L rugăm pe Dumnezeu să dea pace și armonie în întreaga lume. Hristos a înviat! Am ascultat cuvântul pe care înalt preasfințitul mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului l-a adresat Arhiepiscopiei Clujului, cuvânt care a fost cuprins și în pastorala de Paști trimisă tuturor parohiilor, în care s-a vorbit despre rolul și importanța imaginii, despre natura acestei imagini. Pastorala înalt preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Andrei este intitulată Icoana fereastră spre Raiul Învierii, o temă care ne prezintă, pe de o parte, așa cum am putut auzi, imaginile bune, adică icoanele reprezentând chipurile sfinților sau scene biblice, a căror contemplație constituie în primul rând o rugăciune trimite la introspecție, la efectuarea unui proces de conștiință, lucruri care, iată, toate au un rol curățitor, purificator, și care așadar înalță ființa umană spre ceea ce este divin, dumnezeiesc, spre adevărata viață pe care evanghelistul Ioan o pomenește de atâtea ori în Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o și care nu se referă la viața biologică, ci la viața trăită în Dumnezeu. Spuneam că pastorala mitropolitului Andrei din acest an face, iată, referire la imaginile bune, la icoane, dar și la imaginile dăunătoare, iar în alt preasfinția sa a invocat câteva mijloace prin care omul intră în contact cu aceste imagini dăunătoare și care sunt internetul, telefoanele mobile și celelalte device-uri electronice prin care omul contemporan este conectat la o lume virtuală, impersonală, care robotizează societatea actuală, îi distanțează pe oameni unii de alții, alungă autenticul din viața omului, ca să nu mai vorbim de felul în care ne agresează mintea și interiorul uman cu informații dintre cele mai diverse, unele, desigur, bune, dar foarte multe nocive. Sigur că acest mesaj vine în primul rând ca o mărturie cu ocazia anului omagial al Sfintelor Icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești declarat în Patriarhia Română, dar și ca un semnal de alarmă la incidentele care au avut loc în ultima perioadă în lume din cauza influenței pe care au exercitat-o imaginile negative. Mitropolitul Clujului arătând că este actual și de această dată foarte bine ancorat și atent la realitatea care ne înconjoară și la provocările ei, la momentul adresării mesajului de Paști către presa clujană, aducând în atenție chiar rezultatele nefaste ale jocului de pe internet, care a făcut atâtea victime în rândul copiilor în ultima perioadă. Iată, rugăciunea pe care biserica o adresează în acest context al învierii este o rugăciune însoțită de icoană, putem să spunem de o dimensiune iconică. Liturghia în sine ne vorbește despre o realitate pe care biserica o mărturisește, o realitate de dincolo de această lume în care biserica crede. E important să înțelegem că accesul din perspectiva noastră spre această realitate este realizată prin învierea din morți a lui Hristos.
Trupul înviat din morți este cel care, adus în prezența lui Dumnezeu, creează această legătură, acest link, dacă am vorbit în termeni moderni, între lumea noastră și lumea lui Dumnezeu. Iată, Sfânta Liturghie, o stare de rugăciune, o stare în care suntem invitați să ne apropiem de Dumnezeu, dar în mod special ceea ce lucrează Sfânta Liturghie este apropierea noastră de liturghia aceea cerească despre care noi vorbim, o liturghie care este săvârșită de Hristos, o liturghie în care Hristos se aduce pe sine ca jertfă. De aceea, cuvintele care sunt rostite sunt extrem de importante. Să le ascultăm în continuare. Pentru toți preoții noștri, pentru toți credincioșii noștri, pentru tot sufletul creștinesc necăjit și întristat, care are trebuință de mila și de ajutorul Tău, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în Sfânta și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la Tine. Evanghelia citită astăzi din capitolul 1 al Evangheliei după Ioan ne-a dus la fel o imagine, am putea să spunem noi, iconică, adică această prezență a vieții noastre înțeleasă din perspectiva cerului. Dumnezeu ne-a făcut fii, ne-a chemat la această stare de a deveni fii ai împărăției sale. Este o chemare continuă. Evanghelia așează înaintea noastră câteva realități pe care aș vrea să le readucem acum, pe scurt, înaintea noastră. Observăm că din Evanghelie cei ce devin fii ai lui Dumnezeu îi se asimilează cuvântului care s-a întrupat din fecioară fără de bărbat. Leitmotivul acestei Evanghelii citite astăzi este cuvântul. Logosul în filozofia elenă este puterea creatoare a lui Dumnezeu, rațiunea de a exista a oricărui lucru, iar în revelația ioaneică este Fiul, cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, logosul ca sălaș și izvor al vieții. În limbajul ioaneic, cuvântul viață, folosit de 36 de ori, nu înseamnă niciodată modul existent biologic, ci viața reală, viața adevărată, modalitatea omului de a exista în Dumnezeu. Și am auzit acea succesiune: Dumnezeu, cuvânt, creație, viață, lumină, om, întuneric. Termeni fundamentali în teologia lui Ioan. Prin dinamica întrupării, iată, cuvântul pătrunde în imperiul răului din lume și rămâne victorios. Biruința. Biruința pe care noi o înțelegem legată de învierea lui Hristos, biruința asupra puterii morții, asupra puterii răului, asupra puterii păcatului, face posibilă ca viața noastră, care, așa cum ai spus, trece dincolo de biologicul ei. Noi folosim cuvântul grecesc pentru viață, zoi și nu bios. Zoi însemnând, așa cum ai spus de câteva ori, viața împreună cu Dumnezeu, viața la superlativ. Trecem dincolo de această viață biologică, de aceste nevoi ale lumii acesteia. De aceea și Sfânta Liturghie, mai ales prin momentele ei, prin cântarea care se cântă acum,
o cântare care ne aduce în prezența liturghiei cerești. Această frumoasă cântare ne aduce în prezența lui Dumnezeu, noi care pe heruvimi cu taină închipuim. O imagine iconică a realității cerești, spunea înaltul Bartolomeu, că aceste momente ale liturghiei ne aduc aminte prin cuvinte că suntem chemați să facem ceea ce îngerii, heruvimii, serafimii fac permanent în ceruri, și anume se închină înaintea Tatălui Ceresc. Cu taină îi închipuim pe heruvimii din ceruri care se închină înaintea Tatălui. Să ne pregătim inima și noi de această stare de închinare care ar trebui să ne unească, care ar trebui să ne aducă în prezența lui Dumnezeu. Una dintre frumoasele rugăciuni care se rostesc în acest context este rugăciunea pe care preotul o face în Sfânta Liturghie. Dar starea de rugăciune prin care noi răspundem este posibilă din pricina a ceea ce se întâmplă în fiecare liturghie. Săvârșirea Sfintei Liturghii își are scopul, își are focalizarea pe împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos, cu împărtășirea, cu legarea, cu unirea vieții noastre de pâinea și vinul care sunt aduse înaintea lui Dumnezeu ca daruri ale noastre, sfințite, binecuvântate, preschimbate de puterea și lucrarea Duhului Sfânt în trupul și sângele lui Hristos. Iată, momentul liturgic este însoțit de această imagine a cădirii. Îngerii cădesc în ceruri, ne spune același apostol și evanghelist Ioan. Este o stare liturgică pe care noi aici pe pământ o aducem simbolizând rugăciunea care se înalță ca tămâia înaintea lui Dumnezeu. Suntem chemați ca rugăciunea noastră să se îndrepte, starea noastră de rugăciune să se îndrepte spre locul din ceruri. Aș mai vrea doar să ne oprim asupra unui verset din Evanghelia care s-a citit și care spune: iar celor câți l-au primit pe dânsul și cred în numele lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu. Cât de frumos! Și din plinătatea lui noi toți am luat și har peste har, pentru că legea s-a dat prin Moise, iar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Prin har veți fi mântuiți, spune Sfântul Apostol Pavel. Ce este harul? Este darul lui Dumnezeu în urma credinței noastre. Har peste har, adică harul pe care îl primim de la Iisus Hristos îi corespunde celui ce este și rămâne în el ca noutate față de legea veche. Iar puterea aceasta de a ne schimba, de a deveni, este un proces aici, copii ai lui Dumnezeu, este dată prin puterea învierii. Iar puterea învierii lucrează în noi curăție. Iată și momentul în care cel care va săvârși această jertfă euharistică, aducerea pâinii și a vinului în prezența lui Dumnezeu,
Iată, mitropolitul nostru se spală pe mâini, mâini curate voi ridica înaintea ta, Dumnezeule. Curăția, starea de curăție este importantă, iată și cuvintele rostite, iertați-mă pe mine păcătosul. Într-adevăr, nu este doar un act liturgic care se face, ci este o aducere aminte pentru viața noastră, că ea trebuie să fie însoțită de această stare permanentă de curățire pe care noi să o avem înaintea lui Dumnezeu. Și prin care să păstrăm harul, darul nemărginit, primit în continuu de la Dumnezeu. Harul nemeritat pe care Dumnezeu îl lasă peste viața fiecăruia dintre noi. Momentul liturgic este însoțit de aducerea în mod festiv a pâinii și a vinului binecuvântat prin mijlocul, să spunem așa, al credincioșilor, prin fața credincioșilor, pe masa Sfântului Altar, iar pe acest drum al ieșirii cu darurile, cu pâinea și cu vinul, se fac aceste pomeniri. Cu alte cuvinte, liturgia noi o săvârșim împreună cu cei vicuți și cu cei morți, iar toți cei pomeniți sunt părtași ai acestei liturghii. Să ascultăm acest frumos dialog liturgic care se face acum. Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. E prea fericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, arhierei, preoți, eromonachi, erodiaconi, diaconi, monachi, monachii, tot clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Arhieria voastră, să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe ctitorii și binefăcătorii Sfintei Biserici acesteia și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus și pentru care s-au adus aceste cinstite daruri, vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Te adormiți într-o fericire, patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe întâi stătătorii arhiepiscopiei noastre adormiți într-un Domnul,
Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul și Bartolomeu Mitropolitul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe eroii căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru libertatea și unitatea neamului nostru și pe frații noștri căzuți în temnițe, în lagăre și în deportări, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți fi adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, soți, soții, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. În aceste momente, pâinea și vinul binecuvântat au fost aduse în altar, pe masa altarului. Cântarea care însoțește această intrare în altar este ca pe împăratul tuturor să-l primim pe cel înconjurat în chip nevăzut de cetele îngerești. Întreaga focalizare așteptării liturgice este pe Hristos, pe această prezență a lui Hristos pe care noi o avem în chip euharistic. De aceea, momentele care urmează sunt în lumina unui dialog foarte frumos care are loc între preoți și credincioși. Este vorba de o rugăciune specială care se rostește, o rugăciune numită Ectenie, Ectenia Cererilor. Este o rugăciune adusă care din nou cuprinde întreaga noastră viață. De ce? Pentru că întreaga noastră viață are nevoie de prezența și lucrarea Duhului Dumnezeu pe care El ni-l dă ca și dar nemeritat peste viața noastră. Să ascultăm această frumoasă rugăciune pe care diaconii o aduc înaintea lui Hristos. Cu frică de Dumnezeu intră întrânsă Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți în noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cere. Darurile ale tale, dintr-o ale tale, sunt darurile lui Dumnezeu și îi le dăm lui. Îi aducem pâine și vin. Oare de ce? Odată cu jertfele pe care le aduceau iudeii, aduceau întotdeauna și daruri, precum aur, argint, vase sau pârga roadelor, adică primele roade ale pământului. Noi nu facem astfel de daruri, aducem pâine și vin pe care omul le are în mod exclusiv în folosința sa și sunt principala lui hrană. Sunt cele care asigură viața pământească. Aducând așadar pâine și vin, elemente care se potrivesc prin excelență vieții omului, este ca și cum am aduce propria noastră viață trecătoare, pământească, vremelnică. Aducem ceva trecător ca să luăm ceva veșnic, ca să luăm viața veșnică.
La propriul nostru dar vine darul răspuns al lui Hristos, care ne dăruiește propria lui viață, trupul și sângele lui. Această frumoasă aducere, acest dar pe care Dumnezeu îl ia, îl primește și ne-l oferă înapoi ca și dar din partea Lui pentru noi, este de fapt obiectul întregii rugăciuni care are loc în acest moment liturgic. Să nu uităm că atmosfera liturgică este legată de o realitate pe care viața noastră trebuie să o exprime. Și anume, această realitate este pomenită în una din rugăciunile pe care diaconii o vor aduce înaintea bisericii, și anume să ne iubim unii pe alții, iar iubirea noastră are în centrul ei, în mijlocul ei, mărturisirea adevărului, adică adevărul este însuși Iisus Hristos, este o persoană vie. Iar expresia acestei mărturisiri legată de Hristosul viu, cine este El, noi o avem în simbolul credinței. Să ascultăm această frumoasă mărturisire a credinței. Totul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut i-am nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a greit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfânta jertfă în pace o aduce. Dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Și cu Duhul
avem inimile. Rugăciunea care se rostește acum în altar, în taină, spune: cu vrednicie și cu dreptate este a-ți cânta ție, pe tine a te binecuvânta, pe tine a te lăuda, ție a-ți mulțumi, ție a ne închina în tot locul stăpânirii tale. Că tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea fiind și aceleași fiind, tu și unul născut, Fiul tău și Duhul tău cel Sfânt. Tu din neființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzând noi, iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat pe toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta. Ce va să fie? Să ascultăm în continuare frumosul dialog liturgic pe care îl avem în expresia cântată a corului din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Cuvintele rostite de Mântuitorul la cina cea de taină. Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Asemenea paharul după cine se cură. Dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ne minte așadar de acasă. Ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și înviește-ne. Pe tine, spune cântarea, te lăudăm, pe tine te binecuvântăm, ție îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm ție, Dumnezeul nostru. Iar frumoasa rugăciune pe care o rostesc preoții în altar în aceste momente este: Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi,
pe acesta, bunule, nu-l lua de la noi, ci-l înnoiește întru noi, cei ce ne rugăm ție. Iar în dialogul liturgic ce are loc, cuvintele psalmistului David din Psalmul 50 întregesc această frumoasă rugăciune. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Pentru Sfântul Ioan Părintele. Sfintei curatei, prea binecuvântatei, slăvitei, stăpânei noastre, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioarei Maria, așa cum a amintit și în altul mitropolit Andrei, se aduce în prezent acea rugăciune înaintea noastră, rugăciune mijlocitoare, o rugăciune pe care Biserica o face alăturându-se Fecioarei Maria și Sfinților. De aceea, în aceste momente, în altar, se face și pomenirea atât a celor care au murit în Hristos, dar și pomenirea celor vii, o pomenire atât de necesară, o rugăciune care ne aduce înaintea lui Dumnezeu, care mijlocește pentru viață, pentru iubirea lui Dumnezeu, pentru puterea de a rezista în limitele pe care le impune această viață, limite care vorbesc despre neputințele noastre, vorbesc despre stările din care noi trebuie sau suntem chemați să le depășim în această confluență cu lumea în care noi trăim. Într-adevăr, în acest context trebuie să înțelegem pe de o parte și evenimentul istoric al Învierii, care are loc acum 2000 de ani, dar el, acest eveniment, irumpe din istoria pe care o depășește, deși are ca început evenimentul istoric, el poartă și lasă amprenta în istorie și trece dincolo de această istorie. De aceea Biserica se roagă pentru cei care trăiesc, dar și pentru cei care au murit în Hristos, se roagă pentru martirii ei, se roagă pentru ca harul lui Dumnezeu să vină peste sufletele lor în nădejdea pe care Biserica o mărturisește, și anume în acea nădejde a întoarcerii lui Hristos, în nădejdea unei lumii noi,
care începe cu realitatea pe care noi avem aici în Sfânta Liturghie. Pâinea și vinul care se aduc, binecuvântat, sfințit prin prezența Duhului lui Dumnezeu, devine prima mărturie a continuării învierii din morți a lui Hristos, trup înviat plin de puterea Duhului lui Dumnezeu, continuat astăzi cu această realitate pe care noi o avem în mijlocul nostru. Este începutul schimbării nu doar a vieții noastre, a celor care ne împărtășim cu pâinea și vinul sfințit, cu trupul și sângele lui Hristos, ci începutul schimbării întregii creații. Va fi un pământ nou și un cer nou, ne spun cuvintele sfinte ale Scripturilor. Spre aceasta mergem, spre aceasta biserica ne cheamă. De ce avem nevoie de stare de rugăciune, de ce avem nevoie de mijlocire unii pentru ceilalți, ca să ne putem apropia pe acest drum de Hristos. Să ascultăm și această stare de rugăciune și această pomenire pe care noi o facem. Viața creștină nu este o viață trăită individual. Este o viață încorporată în biserică. Este o viață ce o trăim împreună cu ceilalți. De aceea și pomenirea episcopului, pomenirea întâi stătătorului nostru este importantă, pentru că parcurgerea acestei vieți împreună spre Hristos o facem cu Cel care poate să vegheze asupra sufletelor noastre. Hristos veghează prin cei care sunt ai bisericii, iar Cel care păstrează cuvântul adevărului, curat, viu, lucrător, este Cel însărcinat cu aceasta de Hristos, și anume episcopul. Rugăciunea pe care o facem împreună cu întreaga biserică, o rugăciune care se adresează Tatălui din ceruri, o rugăciune pe care însuși Mântuitorul ne-a învățat să o rostim. Dar am observat că în acest periplu liturgic din ziua Învierii, axionul, cântare de laudă adusă Mariei, a fost una specială. A fost axionul special închinat Maicii Domnului la praznicul Învierii Domnului și pe care îl vom asculta în următoarele 40 de zile până la înălțare. Un axion care ilustrează rolul pe care l-a avut Maica Domnului în istoria mântuirii. Saltă și te bucură, noule Ierusalime, căci slava Domnului peste tine a răsărit, iar tu, Fecioară, bucură-te întru învierea celui născut al tău. Și ne împrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău? Că a Ta este împărăția și puterea și slava
a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului tău. Capetele voastre, Domnului, să le și de viață Făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În actul liturgic urmează unul dintre momentele cele mai importante ale Sfintei Liturghii, și anume împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos, atât a preoților, a diaconilor, dar și a credincioșilor. O împărtășire care este, de fapt, punctul culminant al participării la Sfânta Liturghie. Suntem într-un moment de sărbătoare, un moment care ne vorbește despre taina Învierii și, ca ultim gând, aș vrea să ne amintim cât de discret a înviat Hristos. Nu avem relatate pe paginile Sfintei Scripturi momentele învierii sale, decât efectul învierii sale. Și acest lucru este tocmai pentru că noi ca oameni nu suntem capabili să înțelegem întreaga dimensiune care ne-ar strivi a acestei lucrări pe care Dumnezeu o poate face. De aceea Dumnezeu își descoperă lucrarea sa treptat. El și-o descoperă discret, încetul cu încetul, dându-ne astfel și nouă libertatea de a înțelege, libertatea de a răspunde învierii, actului învierii, dar în același timp dărându-ne și trezind în noi iubirea față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Paștele, din evreiescul Pesah, să ne amintim că înseamnă trecere prin Paștele Domnului, înțelegându-se trecerea de la moarte la viață, adică învierea. Iată, cu acest gând frumos al învierii, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, dragi telespectatori. Am urmărit împreună câteva momente din Sfânta Liturghie, care a fost oficiată astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de către Înalt Preasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei al Clujului. O liturghie pentru care vă mulțumim și în același timp mulțumim celor de la Echipa TVR Cluj pentru modul în care slujesc de fiecare dată și invitatei noastre speciale de astăzi, doctoranda Alexandra Andăreș, redactor la Radio Renașterea. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și alături de întreaga echipă a TVR Cluj vă urăm Hristos a înviat. Adevărat a înviat.